CH vine cu, cu tehnică nouă, vine și cu o echipă foarte pregătită. Oamenii care vin cu astfel de probleme la dumneavoastră, ce ar trebui să știe mai întâi pentru, pentru a-i liniști? Ce le spunem ca să-i liniștim? În primul rând, le spunem faptul că această tehnică folosită pentru tratamentul herniei discervicale este o procedură de rutină în practica oricărui neurochirurg sau ar trebui cel puțin să fie. Este o procedură bine standardizată, este o procedură cu riscuri relativ mici, comparativ cu beneficiile care sunt foarte, foarte mari. Și Spitalul OCH, să mă refer la, la întrebarea dumneavoastră, vine cu toată logistica și cu tot personalul pregătit să, să asigure suportul pentru efectuarea unei asemenea intervenții. Dacă toți vorbim de personal, eu știu, puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre echipă și despre tehnologia pe care o folosiți aici? Echipa standard, să spunem, are un chirurg operator, are un chirurg ajutor și o asistentă de instrumentar, așa numită scrubbed, cum se spune în lumea civilizată, și în plus de asta mai trebuie să mai există în sala de operație încă una sau două asistente circulante. Având rolul de a, de a servi echipa operatorie cu instrumente sau consumabile specifice, și evident este și echipa de anestezie, care conține un medic anestezist și una sau două asistente de anestezie. Uh, și dacă vorbim despre partea tehnică, ce, cu ce vine ce OCH în acest domeniu? În primul rând, discutăm despre. Tot, tot, toată logistica specifică pentru efectuarea unei asemenea intervenții chirurgicale înseamnă uh, instrumentație specifică, pentru că ai nevoie de un instrumentar chirurgical specific pentru a putea aborda o asemenea leziune, mai ales într-o manieră minim invazivă. Ai nevoie să ai de o operație de o sursă de lumină eficientă uh, și de o magnificație eficientă, și aici discutăm de microscop, uh, sau eventual lupe cu lumină, cu lumină focalizată. Discutăm de prezența unui siarm. Siarm este un aparat radiologic mobil care ne permit să, să reperăm nivelul nivelul vertebral la care trebuie să operăm. Și mai discutăm, evident, și de, și de suportul anesteziei, pentru că pacientul trebuie poziționat în anumite poziții specifice și anestezia trebuie, trebuie să, să, să poată să, să poa să acopere asemenea necesități. Omul de rând care vine cu o astfel de problemă e un om care vine speriat, se gândește o operație pe coloană, trebuie să fie una, pe, hai să nu zicem dificilă, dar una care poate să-i rezolve problemele pe viață sau să-i aducă alte probleme în timp. Și atunci, cum putem să-l liniștim pe un astfel de om? ce putem să spunem în așa mai fel încât să, eu știu, să înțeleagă în cât timp poate să se ridice, să plece și să își vadă de treabă? În primul rând, faptul că pacientul de rând, să spunem este speriat de, de ideea că o intervenție pe coloană e o intervenție serioasă, nu e un lucru, nu un lucru bun. Uh, Într-adevăr, o intervenție pe, uh, pe elementele nervoase, mai ales ale, uh, ale modului spin, pe măduva spinării și pe nervii și pe nervii spinali uh, reprezintă o intervenție chirurgicală serioasă, dar este o intervenție de rutină. Este, este o intervenție uh, la care, încă o dată, balanța riscului versus beneficii uh, este Certamente înclinată în favoarea beneficiilor. Prin tehnicile noi, prin tehnicile de chirurgie minim-invazivă, pacientul se reîntoarce la activitățile zinice relativ repede. Și aici discutăm de un pacient care la două ore după operație coboară și merge. Evident, cu un colar cervical pe care îl va purta cu intermitență cam trei săptămâni. Așteptările. Generale sunt ca la trei săptămâni pacientul să fie reintegrat uh, aproape în totalitate în tot ce înseamnă viața lui socială, familială, profesională, fără excese. Uh, undeva pe la două luni, în principiu, un pacient operat de hemidie discervicală prin uh, aceste procedee moderne uh, ar trebui să fie chiar reintegrat și chiar un om quasi normal, să spunem. Evident, după o asemenea intervenție chirurgicală, câteodată e nevoie de niște proceduri de recuperare neuromotorie. E foarte important și cum vine pacientul la, la, o asemenea operație, pentru că dacă trenează foarte mult prezentarea la, la, medic, dacă ajunge în zona de, de deficite neurologice severe, intervenția chirurgicală, chiar dacă este făcută perfect, nu va putea recupera câteodată ceea ce a pierdut pacientul. O întrebare ceva mai personală, la final. Cum vi se pare ca medic să lucrați într-un asemenea mediu, ca să spun așa, cu tehnica de aici, cu echipa de aici, cum, cum vi se pare? OCH și un spital care m-a surprins plăcut și am spus-o în modul repetat. Vorbesc de pe postura, eu știu, am fost privilegiat să, să lucrez în multe țări, în aproape tot mediul privat din București, în mediul privat din străinătate și vreau să vă spun că OCH-ul se aliniază cu mândrie la, la poate, la clinicile de, de, de cea mai înaltă performanță unde am lucrat.